Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaj are Universul în acest moment să îți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip. Să vedem puțin cum stai din punct de vedere personal, profesional, financiar, dar și surpriza pentru sufletul tău în următoarele 24 de ore din momentul în care vezi această citire. Să vedem ce trebuie tu să cunoști Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând gratuit pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Ia să vedem, dragii mei. Ok. Șapte de spade judecata. Simte aici o energie, că e ca și cum fugi de una și de, de alta. Vrei să te vezi cu cineva, dar nu vrei ca oamenii să știe sau nu vrei ca cineva să știe. Poate să fie o întâlnire într-un grup mai mare de oameni. Uh, pentru alții poate să fie vorba despre o întâlnire uh, într-o ședință. Da? Uh, poate cineva care vrea să-ți vină în casă. Vrei să te revezi cu cineva, doar că e ca și cum ți ascuns, eu așa zic. Și pe de altă parte, uh, e ceva aici ce nu prea-ți place în legătură cu o revedere, deci trebuie să te revezi cu cineva. Pentru tine, magician, da? ai multe lucruri de făcut. Te ocupi cu mai multe lucruri în același timp. Încerci să cucerești pe cineva sau ai tu acolo niște lucruri ascunse pe care le ții doar pentru tine. E ca și cum te pregătești pentru ceva, dar numai tu știi de lucrurile alea, nu le spui și celorlalți. Mai văd o persoană care manipulează. Împărăteasa. O, oh, ok, o legătură cu zodia Taur, zodia Balanță. Aici e ca și cum lucrezi pentru confortul tău, lucrezi pentru plăcerea ta. Vrei să devii o împărăteasă, vrei să devii o persoană asumată, bună, iubitoare, stabilă, material. Uh, poate este o perioadă în care te ocupi foarte mult de felul în care arăți. De asemenea, văd aici pe cineva care încearcă să te convingă de un anumit lucru Poate e cineva care vrea să se întâlnească cu tine, cineva care își găsește motive da? Pentru că eu văd pe cineva care e ca și cum vrea să cucerească da? Fie ești tu și vrei să cucerești pe cineva, fie este o persoană din jurul tău da? Din ce văd, poate să fie cineva din trecut, adică Poate să fie o fostă relație, un fost coleg. Dar în alte cazuri văd o preocupare foarte mare aici legată de confort. Da? Hai să vedem magicianul ăsta ce zice. dar nu, vreau să clarific cu aceste cărți. Ce zice magician? Regina de băte. Ei, pentru doamne, aici fie simțiți că cineva înșală, cineva trădează, cineva minte, fie aici v-ați hotărât voi sau sunteți într-o perioadă în care vreți să trăiți din plin, vreți să vă bucurați de viață. Oh, și regina de spade. Da, două regine. Te sfătuiești cu o femeie sau pui la cale cu o femeie ceva anume. Văd o legătură cu zodii de foc, leu, berbec, săgetător și zodii de aer, gemeni, balanță, vărsător. te sfătuiești împreună cu o femeie, lucrezi aici la ceva, pui la cale ceva cu o persoană. În unele cazuri văd aici că e ca și cum te-ai răcit sau te-ai hotărât foarte mult. Da? În legătură cu o situație, uite, poate să fie o situație de, 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 triunghi amoros sau poate să fie o situație în care cineva te tot duce aici cu zăhărelul. Hai să vedem împărăteasa. Ai o prietenă da, cu care te întâlnești sau colaborezi, nu știu. Împărăteasa. uh, Împărăteasa asta are foarte multe lucruri pe cap. Este o persoană matură, asumată, cineva care poartă o greutate foarte mare pe umeri. Da? Și e cineva care fie vrea să renunțe la o responsabilitate, fie este cineva care ia o hotărâre aici importantă. Este o hotărâre legată de un grup de oameni, o hotărâre legată de familie, de uh, un grup de prieteni. Pentru că văd aici o oarecare agitație. Este o energie foarte puternică feminină. Da, poți să fii tu sau cineva din jurul tău. Este o persoană care zice așa. Uh, eu vreau ceva sigur. Vreau o relație stabilă, vreau o casă stabilă, vreau o poziție stabilă aici a, a, în prietenia asta, în relația asta, în cercul ăsta de prieteni. Vreau respect, vreau a, iubire, da? vreau putere, mai poate să fie. E ca și cum uite mai văd energia unei persoane foarte sensibile, dar o persoană iubitoare, cineva care zice băi, eu mă retrag din povestea asta, mă retrag din uh, întâlnirea asta, din cercul ăsta, din situația asta. Hai să vedem în continuare, aici avem regele de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești, dar ce mai văd eu aici pentru tine este o relație pe care o poți avea la muncă, poate cu un coleg sau este cineva care te încurajează în legătură cu un proiect. Poate este o persoană dulce, iubitoare, răbdătoare. Apoi avem 5 de cupe. Uh, e cineva aici care are niște regrete, da? cineva care se uită spre partea goală a paharului. E o persoană aici care uh, fie te-a rănit, fie este o persoană care poate nu știu, are o problemă, are niște traume. Da? Poate cineva din jurul tău îți poate face niște declarații care te vor surprinde, da? E cineva care îți va povesti despre o durere pe care o trăiește sau ceva de genul ăsta. Ce regele ăsta de cupe Ia să vedem noi. Pajul de monede, deci este o persoană de la care tu ai foarte multe lucruri de învățat sau. Um, poate este o persoană pe care tu înveți diferite lucruri. Cineva care intră în contact cu multe persoane tinere. Cineva care vrea să iasă dintr-un compromis sau este cineva care în sfârșit reușește să-și dea seama că e cazul să-și urmărească propriul său interes. 5 de cupe. Și cum aici cineva o să-ți declare că îi pare rău că a fost încăpățânat sau îi pare rău uh, pentru că a ținut foarte mult de ceva, anume. Regina de monede mi-a mai ieșit, deci o legătură cu zodii de pământ pentru unii dintre voi. Taur fecioară capricorn. Regina asta de monede. S-ar înțelege cu regele de cupe, doar că regele ăsta de cupe e foarte sensibil. Aici da? cineva care. Șu, are o sensibilitate foarte mare din punct de vedere emoțional. Și simt eu aici că parcă regele ăsta de cupe a vrut să o convingă pe regina asta de monede de ceva anume. Doar că ea e și puțin încăpățânată sau. Uh, poate este vorba despre cineva care um, a vrut să fac ceva pe cont propriu, mai poate să fie. Totuși, mie mi-apare aici un as de băte și șase de cupe. Pentru unii poate să însemne o păcare cu un coleg, cu un prieten. Poate chiar faptul că se rezolvă o situație din trecut, o situație care poate a fost blocată. Surpriza e de la regele de monede. Nouă de cupe, wow. Surpriza poate avea legătură cu o sumă de bani care îți intră sau surpriza poate avea legătură cu o persoană care e foarte stabilă din punct de vedere material. Este o persoană sigură pe ea, este o persoană asumată, cineva pe care tu te poți baza, pentru că omul ăsta e mereu aici, mereu te sfătuiește, mereu ți este alături. Este o persoană din popor, dar regele ăsta de monede este o persoană. Um, pentru care dovezile astea fizice palpabile astea sunt foarte importante și. Văd o bucurie foarte, foarte mare. Hai să vedem regele de monede. Ce spune? Turnul, regele ăsta de monede vrea să-ți spună ceva. Da? Uh, e cineva care o să-ți facă o declarație da, legată de o sumă de bani sau uh, parcă e ca și cum cineva în sfârșit are încredere în el sau în ea și vine și îți spune un secret, vine și îți declară ceva anume. Avem turnul nouă de monede, poate afli de o investiție a cuiva sau de o pierdere financiară a unei persoane. Dar pe de altă parte e ca și cum afli de cineva că și-a recăpătat independența. Poate să fie uite o hotărâre legată de o relație, ca și cum persoana asta zice gata, m-am hotărât, vreau ceva serios, vreau ceva stabil. Pentru cei singuri, vedeți că sunt șanse să apară cineva. Doar că regele ăsta de monede, dacă ești femeie, îți este cam inferior din ce văd aici, da, fie financiar, fie emoțional, rațional, ca și statut, nu știu, din mai multe puncte de vedere. Nouă de cupe, pentru că e o bucurie foarte mare aici, văd eu. Cavalerul de cupe, aoleu. Pentru unii simt ceva foarte interesant și anume. Persoana asta sensibilă care tot te-a sfătuit, care ți-a fost alături sau. Ă, alături de care nu știu ai avut problema asta da. Parcă se transformă, da? parcă devine puternic, devine independent. Și aici cavalerul de cupe zice că surpriza poate să țină și de o invitație pe care cineva ți-o face, o propunere de dragoste sau cineva îți propune, hai să ne împrietenim, hai să lucrăm împreună, hai să ieșim undeva. Da, persoana asta nu știu, foarte greu, da, îi vine acestui om să-ți facă oferta asta, să zică chestia asta. Dar să vedem noi ce, mai, mai vreau o carte, am înțeles cu Cavalerul de Cupe. 8 de Cupe. Da, e ca și cum, o să rămâi surprins că cineva zice aici... Uite, gata, am trecut peste perioada asta dificilă stau, am iertat ce s-a întâmplat între noi. Hai să continuăm relația, dacă vorba de dragoste. Dacă nu, poate să fie cineva care trece printr-o perioadă în care parcă aș vrea, mă rog, parcă își face curățenie în viață. E ca și cum persoana asta părăsește o casă și intră în altă casă sau renunță la o relație și intră în altă relație. Poate să fie și asta. Sau dacă ești într-o relație și ați avut probleme, uite acum omul ăsta zice gata, lăsăm tot deoparte și mergem uh, în continuare. Vreau eu să văd ce e cu turnul ăsta aici. Îndrăgostiții. Oh, ia uite, o legătură cu zodia gemeni. Poate să fie sfârșitul unei relații. E ca și cum cineva zice și spune, sau nu știu, întâlnești pe cineva și omul ăsta îți spune, uite, m-am despărțit recent, sau um, am avut o problemă, am renunțat și la muncă, am renunțat la tot. Că turnul ăsta, când vine de regulă, te ia prin surprinderea și rupe multe. Uh, nebunul 3 de monede. Hmm. Diavolul. Uh, e ca și cum regele ăsta de monede vine și poate îți spune că are niște probleme la muncă sau că a avut parte de o pierdere. Dar e foarte interesantă atitudinea sa. Eu mai vreau o carte cu regele ăsta. E cineva care investește mulți bani, îi pierde, iar îi pune, iar... 5 de monede, da, este o persoană care fie are o problemă de sănătate, fie este o persoană care stă mai mult singur, singură, îi place sezonul răcoros sau îi place sezonul rece. Poate să fie și o persoană care mai abandonează anumite lucruri sau o persoană care se simte părăsită își dă seama că uite, tot ce contează e legat de suflet, e legat de plăcere. Deci omul ăsta a suferit aici, dar e foarte interesant că se leagă foarte bine de regele ăsta de cupe de aici, de care ziceam eu. Ia, hai să vedem noi tarotul meu ce zice cu surpriza Surpriza e opa, un proces și judec, deci proces și judecată și o persoană vicleană. Surpriza este că cineva vrea să zică un adevăr. Sau cineva își recunoaște vina. Uh, poate regele ăsta de monede vine către tine și îți povestește despre o problemă mare pe care o are. Pentru bărbați, poate e un prieten de-al vostru. Regele ăsta de monede spune, uite, eu am așteptat și uite ce mi s-a pregătit, uite ce s-a întâmplat. Dar pentru tine este o veste bună asta pe care o primești. Surpriza e că cineva vrea să te revadă. Deci, omul ăsta vrea să te revadă și vrea să-ți spună ceva. Și o să rămâi tare surprins sau surprinsă. O invitație, uite, cineva se auto-invită la tine sau te invită undeva. Foarte frumos. Hai să vedem ce zice oracolul acesta. Intimitate, aula. Pace interioară. Eu sunt suficient. Da? Respect. Aici e ca și cum tu ți-ai găsit pacea interioară, ai început să te respecti, ai început să te simți bine. Da? Și uite, îți pare că universul îți poate aduce aici un suflet pereche. Fie din trecut, că ți-am zis că parcă e cineva care vrea să se întoarcă din trecut. Da? Pe de altă parte, parcă e cineva care fuge de la o ședință, dintr-un grup de oameni, de acasă, de undeva. o legătură foarte, foarte puternică aici. Poate e un prieten foarte drag ție. Hai să vedem îngerii ce zic. Îngerii zic... <laughs> o iubire dintr-o altă viață sau, nu știu, v-ați mai cunoscut, deci nu e o persoană nouă. E cineva pe care îl știi de ceva timp. Poate îl știi din vedere, poate ați fost colegi, poate ați mai fost împreună cândva, nu știu trecutul bate la ușă. Și avem aici niște factori religioși, niște idei de viață diferite pe care le aveți voi. Nu știu, poate tu ești mai spiritual și omul celălalt e foarte rațional, poate n-are nicio legătură cu partea asta. Da? Uite, în păcare, cineva se întoarce din trecut. Acum Trecutul bate la ușă, uite, iau un ultim mesaj din din acest oracol. Să vedem ce îți va spune sau da, ce îți va spune această persoană? Repet, nu e neapărat de dragoste, poate fi un prieten, un coleg, cineva care îți declară niște lucruri de care rămâi total surprins. Uf, în primul rând avem doar lângă tine pot să fiu eu mi-ar plăcea să îmi pot lua cuvintele înapoi, deci cineva căruia îi pare rău după ceea ce a zis. Oricât aș vrea, nu mă pot schimba. Și mai avem un mesaj, nu știi cât de greu mi-a fost să renunț la tine. Deci e clar aici cineva din trecut care vine și zice că îi pare rău. Îi pare rău de ceva ce a făcut, de ceva ce a zis, Și cu cavalerul ăla de cupe, da? și cu povestea asta? Păi te pare rău, nu știu. Mai distrus, iau să. E o persoană care și dramatizează din ce simt eu aici. O persoană dramatică. Uite, cineva care trăiește în trecut și că recitește toate conversațiile. Am renunțat atunci când am văzut cu altcineva. Mi-aș dori să-ți pot vorbi măcar câteva clipe aici. Repet, deci voi o să rămâneți surprinși de, de declarațiile acestui om. Da? Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mai ai stat alături până la final și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și de asemenea te invit cu drag și pe aplicația Cristina Zurba disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. E absolut gratuit și oricând ai nevoie de o ghidare, găsești acolo sprijin. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc încă o dată că mi-ai rămas alături și să ne revedem cu bine și data viitoare.